Pe fondul intervențiilor portarului iranian Baba Safari, buzoienii au dominat prima repriză și au intrat la pauză cu un avantaj de 2 goluri, scor 13-11. Sucevenii au reușit să egaleze în minutul 46, iar finalul a fost extrem de tensionat. Cu 50 de secunde înainte de final, târziorul a dus Suceava în avantaj, scor 28-27. Oaspeții au egalat, iar Alexander Glenza a stabilit scorul final la 28-29, cu 2 secunde înainte de final. A fost o luptă încrâncenată, îmi pare rău, eu cred că meritam mai mult, cel puțin un punct. Am luat un gol în ultimele 10 secunde, asta e, eu zic că băieții merită felicitați din nou pentru modul cum au luptat în această seară. Am făcut poate un pic mai multe greșeli decât ne era permis și ratările din prima repriză cel puțin ne-au costat. Ne pare rău că nu avem tot lotul valid, dar eu cred că și băieții care au intrat și au înlocuit pe cei accidentați, cred că au dat dovadă de caracter și s-au luptat cât au putut de bine. Un meci epuizant din toate punctele de vedere, cred că meritam cel puțin un punct, nu vreau să fiu răutăcios, cred că am avut o zi nu chiar foarte bună, dar nu este rezultatul care trebuia să se termine. Ne pare rău, dar venim după o serie bună, am avut meciuri bune, putem să câștigăm în continuare. Este într-adevăr și o oboseală, dar în acest moment când ești împins de la spate de un asemenea public, vreau să-i mulțumesc în primul rând, vreau să le mulțumesc tuturor oamenilor care umplu din nou sala noastră și ne pare rău că nu am putut să le oferim mai mult în această seară. Oricum ei sunt alături de noi și suntem siguri că o să le oferim în continuare cât mai multe bucurii. Meci como siempre en Suceava. Suceava are este año fenomenal, team young, very good coach, work fenomenal, this season play fenomenal. Our team prepare very good, con much very very good que prepare como attack Suceava, no? Noi season play con público fenomenal, con público fenomenal contra team fenomenal. A fost un meci foarte dificil. Mai ales că echipa din Suceava a avut o serie de rezultate foarte bune. Am pregătit foarte, foarte bine meciul. Ne așteptam la un meci foarte greu și până la urmă mă bucur că am reușit să câștigăm și plecăm cu cele 3 puncte. Diferența a fost minimă. Ce a făcut această diferență din punctul tău de vedere? Sincer să vă spun, probabil am avut un pic mai mult noroc în seara asta. Puteau la fel de bine să câștige ei, cum am reușit noi pe final să dăm un gol. În urma acestui rezultat, handbaliștii suceveni au căzut până pe locul 10 în Liga Zimbrilor, fiind depășiți de CSM Vaslui și HC Buzău. În următoarea etapă, CSU din Suceava va juca pe terenul ultimei clasate în Liga Zimbrilor, CSM Alexandria.